În aplauzele dumneavoastră, inegalabilul, extraordinarul, Nicumendea! Mulțumesc voice ovarului care m-a introdus în această stare de cafea. Este ora 10 vineri și bem ultima cafea. Bem că n-am primit, dar nu contează, știți voi site-ul. Ultima cafea din luna mai, liber la vacanțe, liber la concedii, că greve avem. Săracii profesori, tot cu grevele, tot ăia-i mint. Pe de altă parte, în Parlament deja s-a votat noua lege a educației. Hainele noi ale împăratului. Împăratul-i gol, învățământul-i în pielea goală și noi tot dăm legi. România bine educată, pas cu pas. Doamna Anisie, fost ministru al învățământului, a zis că aceste legi este utile. Aceste legi este utile, domnule. Când îmbinăm inutilul cu neplăcutul, asta iese. Nu contează, noi rămânem pe poziții, noi nu intrăm în grevă, nu? No. Păi uite, acum n-am primit pe buymeacoffee.com să nici cu bine, n-am primit nicio cafea. Ce să fac, să intru în grevă? Să mă super ca Becali după ce a luat farul campionatul? Soacra nu s-a mai supărat, s-a pus la somn. Acum e cu meciurile la basket. În fine, îs gusturile ei. Becali, de ciudă, și-a făcut 10 training-uri cu cruce roșie aici la cap, care și glugă are la training. Știți cât costă un training de lui Becali? Ia zi așa. 10.000 de euro. Training făcut la comandă. Bine că își face mai multe. 1.000 de euro. Numai 1.000 de euro. Îi țesut, e făcut de Ciucu. De Ciucu, marele designer Ciucu. Îl știți pe Bobby? Bobby este cel mai bătrân câine din lume. A intrat în cartea recordurilor, are 31 de ani. Prietenii de stradă îi mai zic Nelu Iliescu. Are acela zâmbet ca Ion Iliescu, e la fel de longeviv și la fel de șmecher. Da, n-avem filme românești la Cannes, mă, Vlad, că tu te ocupi cu filmarea, cu filmările, cu editarea. Niciun film românesc în selecție la Cannes. Cannes film, da. Asta e un lucru bun, că până acum făceam numai pentru festivale de artă, festivaluri nu știu de care, dar acum înseamnă că s-a întors lumea la filme pe care le pot privi. Din ce vedem noi, filmele românești, comediuțele astea ușoare cu onliner, cu vlogger, cu nu știu ce, prind și aduc lumea înapoi în sala de spectacol. Ceea ce e un lucru bun, decât să faci filme cu mâncatul ciorbei jumătate de oră. Pe asta este, doamne. Ci că e bine să ținem cheile în frigider. Cheia de la mașină trebuie ținută în frigider. Eu n-am știut lucrul ăsta, am citit pe un site de profil. Să nu ți-o iei nevasta? Dacă ai cheie, înseamnă că ea are mașina pe care o vrut-o. Nu, zice că nu știu, niște hoți care de la distanță pot să-ți deschidă mașina că intră pe frecvență cu cheia. Știi că acum sunt cheii de alea speciale. Și pe ce se facă cu mașina mea? Păi nu. Nici mecanicii nu au ce să facă. Dar no, știi cum suntem noi bărbații mai panicoși, îți pui cheia în frigider și apoi după aia nu mai știi unde ai pus-o. Și deschizi frigiderul să vezi dacă e cheia acolo, vezi o bere. Nu mai stai mașina. Nu, și de-aia uși bău la volan. Că după 3 beri și 3 ture de căutat cheia, ea zice, hai să mergem la mama. Mama ei de viață, mergeți în weekend, trebuie să fie ceva zile de oraș, ceva sărbători. Ploieștiul s-a aniversat weekendul trecut, 520 de ani de atestare documentară s-au aniversat, tipic românesc, până cea mai lungă șaorma făcută vreodată în România, 125 de metri. Ai, de la Ploiești, tradițional românească. Tradiționala șaorma românească făcută de 2 șefi egipteni. Poftă bună, weekend plăcut și tot ce vă doriți. Și zilele Clujului? Acolo a fost cel mai lung snake. Snake, cum e? Midnight Snake. Da, s-a mâncat bine și la Cluj. Așteptăm și zilele maghiare să se facă și cel mai mare ceaun din lume. Și un cordaș chiolac. Pe băț. Pe băț? Bere în el.